Pază Vălean la telefon, administratorul judiciar, să înțelegem mai multe. Bună seara! Bună seara! Încercam să luăm după primul meci acela uluitor de la Cluj, dar dumneavoastră o primă reacție, nu cred că ați mai comunicat despre acea partidă și despre sentimente pe care le aveți după meciul acela. Cum l-ați acceptat? Vă dați seama că am fost foarte dezamăgit. Noi toți și cei din jurul echipei am fost dezamăgiți pentru că, în primul rând, așteptam o cu totul altă abordare din punctul de vedere al atitudinii și abordarea aia au avut-o cei de la Universitatea Cluj. Deci rezultatul a fost dezamăgitor. Am venit cu foarte multe așteptări, au venit legendele lui Dinamo, au fost prezente la Cluj și ne așteptam la cu totul altceva. Poate să fie, să aibă și importanță lucru pe care la un moment dat l-a spus Ionel Dăncescu într-un dialog chiar cu dumneavoastră aici într-o altă emisiune a Digi Sport, că unii jucători neavând contracte, neștiind ce se întâmplă, neavând siguranța că în caz de rămâne Liga 1 vor continua, nu-și dau foarte mult interes, cum spune Gabi Balint? Nu cred că este cazul de așa ceva, pentru că cei mai mulți dintre ei au clauze automate de prelungire în momentul în care se rămâne în prima ligă, iar cei care nu au astfel de clauze au fost chemați și am discutat cu ei. De ce atitudinea aceasta, domnul Zăvălanu, pe care într-adevăr o acuză mult și vorbiți și dumneavoastră despre ea? Adică atitudine pot să pricep că n-au într-un meci oarecare din Liga 1, că n-au într-un moment din campionat, că n-au poate în cupă când au cu gândul altoare. Dar aici este despre, cu tot figuratul evident, despre viață și moarte. Dacă acum nu ai atitudine, atunci când? Da, și pentru mine a fost surprinzător, cu atât mai mult cu cât din discuțiile pe care le-am purtat anterior meciului cu jucătorii, mi s-a spus că vor aborda cu atitudine maximă această partidă. Dar lucrurile n-au stat în felul ăsta. Nu știu ce să zic, dacă nu ar fi fost greșeala imensă de la golul 1, cum ar fi mers lucrurile, în ce direcție, dar până la urmă rămânem cu această impresie a lipsei de atitudine. Cât de teamă vă este de o retroadare în momentul de față? Acum, deși nu este imposibil să fie întors rezultatul, este mult mai greu decât înainte de primele 90 de minute. Este evident pentru orice persoană care se uită la sport că Universitatea Cluj pleacă astăzi cu prima șansă. Și dacă ar fi bătut cu 1-0, aveau prima șansă. Acum noi ne bazăm foarte tare pe suporteri, stadionul va fi plin și eu sper ca jucătorii să recepteze corect importanța evenimentului. Și chiar dacă sunt dintre cei care nu știu neapărat foarte bine ce înseamnă spiritul lui Dinamo, așa cum v-am auzit vorbind înainte de a intra eu în direct, sper ca și aceștia să fie conectați la eveniment și să dea tot ce pot din ei, astfel încât rezultatul să fie unul favorabil lui Dinamo. E, stadionul va fi plin, a spus? Au vândut toate biletele sau vor fi vândute, bănuiți? Da, 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 cred că s-au vândut toate biletele. Nu sunt sigur, nu am informația 100%, dar așa... Bine, stadionul Dinamo nici nu are 50.000 da, de locuri. Da, nu fie, nu știu, 9.500 sau cât. Nu, și au pus prețuri bune? Pe nu, sunt vreo 13.000. 13.000, dar am înțeles că 9.500 sunt vândute până acum. Deci, da, și mai avem și invitații și... Deci va fi stadionul plin. Dar până la urmă, acea masă în Herăstrău s-a zis că a fost făcută pentru sudarea echipei, pentru... N-a funcționat, se pare. N-a funcționat. Eu v-am mai spus, părerea mea era că înainte de meci trebuia o concentrare maximă. Probabil că masa respectivă s-a făcut cu bune intenții, dar eu cred totuși că era mai bine să fi stat acasă, însă acum e un fapt care s-a întâmplat, a trecut, nu trebuie să ne mai legăm de lucrul ăsta, încercăm să ne concentrăm pe ceea ce urmează și sper să ne concentrăm bine. Deci, fac masa, n-a avut să vă întreb și eu ceva, apropo de Dușan Urin. Nu vi se pare că este ușor contemplativ, așa, ca să mă exprim în perioada aceasta? Că nu-l văd foarte anclanșat, foarte înșurubat pe problema asta a supraviețuirii lui Dinamo în prima ligă. Eu sper totuși să fie. Acum, oricare ar fi opiniile mele personale, nu-mi permit ca vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la Dinamo să le las să iasă la suprafață altfel decât sprijinind din toate puterile antrenorul și staful său tehnic. Dar aveți pentru dumneavoastră o opinie, adică gândiți ceva despre el. Gândesc despre fiecare lucru care se întâmplă. Acum, este adevărat că după război se arată mulți viteși și nu vreau să fiu în această postură.
Pentru că cel mai ușor este să critici, dar probabil că trebuie să găsim motivele din spatele a ceea ce s-a întâmplat la meciul de la Cluj, să încercăm să corectăm și să fim toți fericiți după meciul de la București. E adevărat că au apărut noi datorii la Dinamo, Camara și Inoho, care s-au înscris cu însumat vreo 700.000 de euro? Îmi scapă numele respective, dar sunt tot felul de litigii care sunt cu foști jucători de la Dinamo în diverse stadii și unele dintre ele, evident, au fost înscrise la masa credală ca urmare a câștigării litigiilor de către jucătorii respectivi. Da, păi ei sunt înscriși, cei doi. Cam aici în față buletinul procedură de insolvență și o copie a lui, nu, buletinul, o copie a lui și firma noastră, cred că Retezen, da. Partner s-a acceptat să-i... Nu, să-i... Da, e vorba de doi jucători, dar nu le știu eu numele. Da, ăștia sunt cei ce... E portarul acela minunat de vreo 38-39 de ani. Da, invizibil. Da, da. Și Camara mai jucat, e un jucașul, da, care era un jucător bun, dar n-a supraviețuit. Da. Cum grevează asta? Că înțeleg că se, în curând suma... Bine, ați luat 50.000, înțelegem, din promovarea în Liga 1 a celor de la Hermannstadt, pe unul dintre jucători care era acolo împrumutat și era o clauză. Asta e o picătură într-un ocean. Tot timpul mă ispitit să vorbesc despre cifre, dar ați văzut că nu-mi place să vorbesc despre asta. Știu, dar se acumulează, domnul Zăvălean. Da. Nu, dincolo de faptul că avem o problemă de natură sportivă astăzi, care e foarte importantă, ceea ce ați adus dumneavoastră în discuție acum, din anumite motive de natură legală, nu mă îngrijorează absolut deloc. Adică credeți că până la urmă nu veți fi nevoiți să le dați banii? Exact. Deși au fost înscriși la masa credală. Da, au fost înscriși ca urmare a unor decizii de natură sportivă. Sunt diverse rezolvări pe care noi le-am mai avut în celelalte dosare de insolvență ale echipelor de fotbal de care ne-am ocupat. Uh-huh. Mai e o chestiune pe care am văzut-o pe GSP astăzi, povestea cu veniturile prognozate, 20 de milioane în 3 ani, cu 3,9 milioane în drepturi TV, ăștia da, sunt clari, 3 milioane din transferuri, ceea ce pare... iluzoriu, în condiție în care ultimii 4 ani au fost 2 milioane din transferuri și Dinamo era în altă situație. Și 5 milioane de la acționari, de asta bănuiesc că sunt de euro, vorbim în euro, astea sunt tot fanii, că alții acționari nu văd să fie adus bani în acest club. Dimpotrivă, mi-e teamă că l-au cam secat de bani. Noi tocmai i-am notificat pe acționari ideea în care le solicităm să vină cu anumite sume de bani. Vom aștepta răspunsurile lor acum. Dorin Șerdean fiind acționarul principal. Lotusul, da. Da, cea pe care controlează, da, societatea pe care o controlează Dorin Șerdean. Da, da, exact. L-a cerut bani de nivelul milioanelor? Da, evident că de nivelul milioanelor potrivit echipei la care sunt acționari, care cheltuiește milioane de euro anual. Și dacă nu vor veni cu banii aceștia? Dacă nu vor veni, există remedii legale. Pentru că toți acționarii trebuie să înțeleagă că nu au numai drepturi de acționari, ci au și obligații. Și atunci când societății merge greu, e ca într-o căsătorie, la bine și la rău, până la moarte. Dacă nu își vor îndeplini și obligațiile de acționari, avem mijloacele legale la îndemână să facem în așa fel încât să suplinim această lipsă de reacție financiară. Au fost notificați și fanii DDB-ul? Da, evident că toți acționarii sunt notificați, însă în cazul DDB-ului vorbim deja de sume care au fost virate în calitatea lor de acționar în acest an, sume importante, în acest an scurs de la debutul procedurii. Uh-huh. Și probabil că cred că nici n-ar mai trebui să aducă astăzi, raportat la valoarea de care avem nevoie, cred că ei nu ar mai trebui să aducă, sunt puțin înainte, potrivit procentului lor. Câți bani au băgat așa în ultimii ani? Câți bani au introdus în fanii acționari? Cam la ce nivel? Vreo spre 3 milioane. Păi, proporțional ar trebui societatea care e controlată de domnul Șerdean înseamnă să aducă vreo 9 milioane. Ca să vină procentual peste ceea ce au adus cei de la DDP, da, dar astăzi nu am cerut asemenea sume. Ba chiar mai mult de 9 milioane, că fanii au cât? 20%? 23% parcă și 70% acolo, deci da, în jur de 9 milioane.
Deci asta, da, asta ar trebui să zic că Donișana. Bun, dacă echipa retrogradează, că e posibil în momentul acesta, chiar e posibil, că până acum era teoretic, acum chiar e posibil, practic, retrogradează, ce se alege de toate socotelile acestea? Eu cred că am mai spus chiar la dumneavoastră în emisiune, faptul că Dinamo rămâne sau nu în prima ligă nu are mare relevanță asupra planului de reorganizare câtă vreme nu vin bani din surse exterioare. Vorbim doar de o perioadă mai lungă de timp până la momentul la care am avea nevoie de resurse dacă suntem în prima ligă, fiindcă comprimim cu drepturile de televiziune pe care nu le mai avem în Liga a doua. Da. Dar în orice situație trebuie să avem o sursă externă de finanțare, fie că vorbim de acționari, fie că vorbim de un nou proprietar, fie că vorbim de publicitate, sponsorizări în valori mari, ne trebuie o sursă exterioară de finanțare ca să putem acoperi datoriile de dinainte de deschiderea procedurii. Adică să vină un patron nou, să vină cineva care să cumpere din nou despre lucruri despre care ați tot vorbit, da. Și pare că nu sunt în niciun caz aproape de realizat. Cele două discuții există în continuare. Este o discuție cu un fond de investiții important, care însă a făcut așa anumiți pași înapoi după ceea ce s-a întâmplat cu sigla. Între timp eu însă am vorbit cu domnul Badea și din partea dumnealui pare că există disponibilitate de a discuta despre tot ceea ce înseamnă brand, astfel încât să nu pară că ar fi o obstrucție din partea domnului Badea pentru sosirea unui nou acționar. Purtăm discuții în continuare, însă într-un ritm mult mai puțin accelerat decât fusese până la momentul respectiv, când exista un mare entuziasm. Bun, dar cred că așteaptă și respectivii oameni să vadă dacă retrogradează sau nu Dinamo, mă gândesc. Da, e un aspect important, dar despre ei v-am spus că mi-au zis că nu este rămânerea lui Dinamo în prima ligă un element definitoriu pentru decizia lor. Într-adevăr, ar fi mult mai bine să rămână în prima ligă, dar nu este decisiv acest argument. Cum pe de altă parte... Da, spuneți. Pe de altă parte, mai avem o discuție cu cineva. Să vedem. Nu știm deocamdată ce o să fie. Foarte repede, cum vi se pare prelungirea, că nici nu știu cum se spune altfel, mandatului domnului Iorgulescu la Ligă? Cu unanimitate? Bănuiesc că ați votat și dumneavoastră tot pentru el, dacă e unanimitate? Păi, fără concurență? Sincer, de aspectul ăsta chiar nu m-am ocupat, că și așa ne implicăm într-o mulțime de lucruri care nu sunt de apanaj nostru, dar le facem că n-are cine să le facă. Dar cine a reprezentat Dinamo la alegerea președintelui? Domnul Matei. Am înțeles. Da. Vă mulțumesc